Salutare, prieteni, și bun găsit pe canalul meu de YouTube. Am aici un microfon de perimetru. Problema lui nu mai funcționează și zângăne. Și nu bateriile. Ceva în interior, habar n-am ce. Hai să-l desfacem. Să vedem dacă astea ascund vreun șurub. Da, exact. Deci tot zângăne. Să dau drumul și la lumină. Așa, tata, să vede mai bine. Zup. Steluță. Sunt două lucruri ce ar putea să zângăne în acest microfon, anume ori placa cu circuite, ori contragreutatea. Cred că are un bolovan aici. Ca la mașina de spălat. Hai să vedem. Nu. Mai e pe undeva ceva? Și exact ce v-am spus. Contragreutatea. Este din ciment. Din ciment și prins, cred că, cu prenandes. Cred. Uite aici resturile care s-au rupt. Asta cred că era după undeva din... Și aici, greutatea. Greutatea. Șuruburile de prindere. Dacă a afectat placa, dacă nu este afectată. Cum vine așa? Așa. Perfect. Soluție rapidă. Lipici la cald. Bine că nu este placa, dacă era placa era mai nasol așa. Îmi dădea mai mult de lucru. Am pus suflanta la 350 de grade. Și hai să vedem ce iese. Să ne dau mai tare puțin.
Încălzesc puțin și piatra. Cărăcirea să se producă, întărirea de fapt a lipiciului să se producă cât mai lent. Este perfect. Acum voi umple și golurile astea. Cred că mai mult ca sigur l-a scăpat cineva jos. Altfel nu văd cum ar putea să se rupă această piatră. Adică să rupă. Ea nu s-a rupt practic, s-a rupt suportul. Acum și în partea asta. Suficient. Lasă să întărească și repornesc filmulețul. Bun, s-a întărit lipiciul. Surplusul încerc să-l elimin. Piatra este încă destul de călduță. Iar acum nu mai zângăne. O să facem un scurt test. Și funcționează. O să-i prind eu șuruburile. Și... da, șuruburile atât are. Șuruburile și capacele acestea, dopurile astea de protecție să nu alunece. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc frumos de atenție, o zi bună. La revedere!